De când Vlăduț și Cătălina sunt un cuplu, am văzut că parcă zici că s-a dezlegat așa, nu știu cum. A venit Roberto la Cătălina, mai mult ei. Îi arăta niște poze cu ea și spunea că uite aici par supărat, aici nu știu cum. I-a arătat niște poze de când s-au consumat ei, știți, cu pantalonii aceiași, cu căciula aceea roșie. Adică ceva ce până acum nu am văzut, cel puțin la Roberto să vorbească cu Cătălina. Culmea e că după a venit și Mihai. Mihai s-a uitat la ce a primit Roberto, avea pe masă mai multe chestii. Roberto l-a întrebat dacă vrea să taie tortul și a zis că nu, că a mâncat foarte mult dulce. Și apoi Cătălina rămăsese singură la masă, Mihai s-a apropiat către masă acolo și spunea, l-aveți pe pază sau ceva de gen. Dar este, cred că pentru prima oară când vorbește cu ea și atât de aproape sau la modul acesta. Până acum nu s-a, nici măcar la un metru nu s-a apropiat de Cătălina. Acum cumva dintr-o dată zici că s-a dat liber așa. Toată lumea discută cu toată lumea. Ce mi-a plăcut în schimb a fost faptul că efectiv niciun gest n-a schițat, nici măcar nu s-a uitat către el, nici n-a zâmbit, nici n-a vorbit, s-a uitat la puzzle și acolo a rămas cu privirea. Deci nici măcar un gest nu a schițat către Mihai. Asta chiar mi-a plăcut, sincer.